Bun găsit! Campania Siguranță în mediul rural va fi una de informare, pentru că s-a dovedit. Neglijența proprietarilor constituie în multe cazuri un factor favorizant. Așa că IPJ Mureș a realizat deja spoturi audio, afișe și pliante, destinate locuitorilor de la țară. Recomandările oamenilor legii sună astfel. Nu primiți în curte cetățeni străini de comunitate care oferă diverse bunuri spre vânzare sau se angajează să facă lucrări ori reparații. Aceștia vă pot înșela sau vor doar să vadă ce bunuri pot fura din gospodăria dumneavoastră. Dacă aveți de-a face cu astfel de persoane, anunțați de îndată poliția din comună. Încuiați ușile și ferestrele când plecați de acasă, iar animalele nu le lăsați afară din curte nesupravegheate. Atenție! Puteți deveni mult mai ușor victime ale hoților sau tâlharilor dacă ați consumat prea mult alcool. Este important să anunțați poliția în cazul în care sunteți victime sau martori la comiterea de infracțiuni. Pentru mai multă siguranță, anunțați poliția dacă angajați sau găzduiți muncitori zilieri. Nu vă lăsați atrași de bunuri oferite spre vânzare de persoane străine la prețuri mici. Nu în ultimul rând, poliția le recomandă oamenilor de la țară să sune la 112 dacă observă ceva suspect în localitate, cum ar fi persoane străine sau autoturisme necunoscute care circulă la ore târzii.